Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou în prezența cuvântului lui Dumnezeu. În această seară vă salut cu pacea Domnului Isus Hristos și uh, vă urez un sabat cât se poate de binecuvântat și călduros. Subiectul din această seară poartă titlul Bătuți cu scorpioni. Știți, prieteni, există un clișeu de istorie lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi în legătură cu fiul celui mai bogat om de pe pământ, uh, luxul în care trăia Solomon adusese poporul la sapă de lemn. Tirania care domnea în Israel era de nedescris. Poporul gemea sub birurile apăsătoare ale acestui mare tiran. Mă duc cu gândul înapoi într-un timp în care poporul lui Dumnezeu, Israelul, n-a avut rege. Dumnezeu se oferise ca să fie regele lor. Dumnezeu nu avea nevoie de impozite, nu avea nevoie de taxe, nu avea nevoie de dări. Le-a fost bine, Dumnezeu le dădea pâine pe gratis, Dumnezeu îi proteja, Dumnezeu ocrotea în mod providențial granițele poporului său. Dar într-o bună zi, poporul Israel a vrut să devină și el, ca celelalte națiuni din jur, să fie la modă. Vedeți, moda. Moda care costă extrem de scump. Poporul lui Dumnezeu. A vorbit Profetului că n-au îndrăznit să vorbească lui Dumnezeu și au zis: Am vrea și noi să avem un Rege ca ei, am vrea și noi să avem un Rege ca toate celelalte națiuni, noi de ce să nu avem orgoliu, de ce să nu avem și noi monarhie, de ce să nu avem și noi reputație și demnitate, de ce să nu avem și noi un cap vizibil al națiunii care va conduce poporul lui Israel din victorie în victorie, din glorie în glorie. Samuel, profetul lui Dumnezeu, s-a simțit destul de jignit. Și Dumnezeu bate la ușa lui Samuel și spune, ai avut o, ai avut o convorbire cu poporul, nu-i așa? Și Samuel, trist, spune, Doamne, vor un rege. Stai liniștit, Samuel, că nu, te, nu pe tine te resping ca profet, mă resping pe mine. Vor monarhie, vor despotism, vor uh, uh, tiranie, uh, vor taxe, vor uh, uh, bici. Le vom da ceea ce doresc. Și în felul acesta, iată-ne în istoria lui Israel, după trei generații de regi, Saul, David, Solomon, în această seară ne confruntăm cu un subiect interesant al fiului lui Solomon. Dar, despărțit de Dumnezeu, știm că Solomon s-a lăsat pradă poftelor de orice fel. Solomon a pierdut, prieteni, afinitatea emoțională față de popor și aproape că nu mai rămăsese nimic uman în el. Știu, știu, știu că nu se prea vorbește de partea întunecată acestei minzi eminente așa cum era Solomon, dar concluziile care răies din această risipă de prosperitate, prieteni, sunt concluzii extrem de importante și de valoroase, lecții de viață pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Toată lumea se gândește la un Solomon cu o minte briliantă, un Solomon care a construit Templul, dar foarte puțini sunt cei care se uită și la partea întunecată a vieții lui Solomon. După o viață epuizantă, galopând după plăceri, Solomon se oprește brusc. Așa stă scris în scriptură, dezgustat de propria mizerie, strigă deșertăciune și goană după vânt. În realitate, strigătul lui Solomon era strigătul uh, mut al inimii care caută să vină înapoi acasă. Un strigăt care s-ar putea traduce mi-e dor de acasă, mi-e dor de casa părintească, mi-e dor de tine, tată. Dincolo de cuvinte, Dumnezeu cunoaște, știe și simte nevoia interioară a sufletului omenesc. Indiferent dacă acesta este exprimat sau nu, Dumnezeu în mila sa iartă și acceptă pe Solomon înapoi acasă la sânul său. Dar consecințele alegerilor sale, aveau să se manifeste în generația următoare, iar grotescul unei vieți fără Dumnezeu avea să degradeze calitatea vieții poporului Israel până când bocancul Babilonului, ca mai apoi cizma Romei, avea să elimine forma unui popor care fusese cândva sub protecție dumnezeiască. Dragii mei prieteni, Roboam este urmaș al tronului prin voința liberă a tatălui său și foarte probabil voința politică a Consiliului acestuia. Era perceput Roboam, era perceput ca cel mai sclipitor dintre fiii împăratului. Speranțele poporului la o viață mai bună începuseră să se îngâne. Da de da de va fi mai bine și de noi. Poate ne o omăni și nouă pensie, poate nu mai scumpi gazul cu 40%, poate că Roboam va învăța din lecțiile de viață ale tatălui său. Ei, prieteni, n-avea să se întâmple așa. mașchia nu sare departe de copac, avem de a face cu o genetică accelerată, care avea să schimbe cursul istoriei acestei națiuni, așa cum spuneam, în mod irreversibil. Deci, din punctul acesta de vedere, din perspectiva aceasta, suntem în acest clișeu de istorie care nu este plăcut deloc. De ce? Pentru că se repetă cu toată lumea de astăzi. Roboam, fiu de bani gata, cam răsfățat cei drept, devenise împăratul. Alintat de fanfara posibilităților, flatat până în modul oaselor de prietenii săi de distracție, a ajuns să creadă ce scriau aceștia pe Facebook. O viață unde declarațiile de la curte, intriga și jocurile de putere prieteni atrăgeau pe Roboam în zona unei încrederi de sine oarbe, periculoase și a unei infatori de prost gust care aveau să conducă pe acest tânăr fără experiență în a face primul pas politic, zic eu, cu stângul. Poporul l-a chemat la o reexaminare a birurilor și a taxelor, după ce în mod natural Solomon abdică de bunăvoie, nu? Poporul îl invită pe Roboam și face un apel. Bătrânii care erau pe vremea lui Solomon fac un apel la inima lui Roboam și sfătuindu-l să micșoreze taxele și să creeze o relație mai umană între ei și popor, și ei erau dispuși să-i să slujească și să-i să servească. Dar, a existat o problemă, prieteni, cu Roboam. Acest tânăr dus la discotecă, prietenii de la poker, cei care mâncase pe furiș ciocolata de pe tort, l-au sfătuit să facă exact invers. Așa că, Roboam calcă strâmb, producând un dezastru politic care avea să producă separarea între cele 10 semeții ale lui Israel și Iuda pentru totdeauna. Haideți să citim textul ca să fim mai acasă în ceea ce privește realitatea Scripturii. Împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduse răbătrânii și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor. Tatăl meu va a îngreuiat jugul, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu va a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Astfel, împăratul n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vremea în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese el, Domnul, prin Ahia din Silo, lui Eromoam, fiul lui Nebat. Prietenii mei, uh, interesantă declarația, dacă tatăl meu va a bătut cu bice, eu vă voi bate cu scorpioane. Vezi, măre doamne, roboam, marele șef. Un om care primește puterea absolută și care este în mod absolut irresponsabil în abordarea subiectelor care, cu care avea de-a face. Roboam, cea mai ilustră minte, este dovada faptului că așchia nu sare departe de pom Așa că genetica accelerată a păcatului, a degradării, a demoralizării ființei umane avea să se manifeste în Roboam cu mult mai mult decât în viața lui Solomon. E adevărat, Roboam n-a avut uh, posibilitatea, luxul, timpul, uh, mijloacele pe care Solomon le-a avut la dispoziție ca să atingă, să exceleze în culmea nelegiuirii, așa cum a făcut-o Solomon. Dar dacă Roboam ar fi avut aceleași dispoziții uh, și ar fi fost îngăduit de Harul Lui Dumnezeu, ar fi făcut cu mult mai rău, așa cum își propusese. Vedeți, prieteni, adeseori în viața noastră citim caractere de oameni în Scriptură, adeseori în viața noastră ne gândim la ce rău a fost ăla sau ce bun a fost celălalt. Dar uitați-vă la personajul uh, și la imaginile conducătorilor lumii de astăzi, Europa cea bătrână, obosită de corupție, obosită de, de, de uh, intrigă, prietenii mei, astăzi noi ne identificăm cu o situație similară ca pe vremea lui Roboam, abuzând harul lui Dumnezeu, disprețuind mila sa încercăm să trăim în păcat și plăceri și cerându-i sau pretinzându-i lui Dumnezeu în același timp protecție divină. Este pentru prima oară când întâlnim o expresie de acest gen, pe care o găsim în scriptură, o expresie care, zic eu, nu este firească deloc. Și anume, prieteni, astfel împăratul n-a ascultat pe popor. Observați, există momente în viață, în genere, când și împăratul mai trebuie să plece urechea la ce spune poporul. Dar se pare că acest om n-a fost suficient de matur, n-a fost suficient de cu experiență, n-a fost suficient de consacrat, n-a fost suficient de caracter ca să poată să-și plece urechea la necazurile poporului. Aici vedem, prieteni, că ființa umană are limite. Și când aceste limite sunt atinse, nimic nu va putea opri furia mulțimii. În experiența prezentă, se pare că cel trimis să adune darurile a fost ucis cu pietre. Roboam nu și-a putut închipui că fermitatea poporului îl va confrunta și a trimis sluga credincioasă în Israel la cele 10 semeții ca să ia birul pe care îl promiseseră că îl vor ridica de la ei împotriva voinței lor trimisese scorpionii în cele zece semeții ale lui Israel. Israelul a acționat în unitate și fermă și l-a omorât pe acela care venise să ceară birul. Prea târziu, Roboam a realizat că a pierdut contactul, a pierdut relația, a pierdut autoritatea, a pierdut influența, a pierdut puterea a zece semeții din Israel. Acum, cuvântul spune toate acestea veneau de la Dumnezeu. Ca să facem totuși o paralelă și o aplicație pentru timpul nostru prezent, aș vrea să vă invit la o altă perspectivă. Eu personal văd tineretul din timpul lui Hitler fiind asimilat într-o luptă ireală în urma manipulării minților fragile de altfel. Vă tineretul chinez, urmând orbește propaganda de partid, strigând Am cravata mea, sunt pionier. Vă tineretul european, care este educat în gândirea aceasta secularizată a confortului și al binelui temporar. Toate acestea îmi fac impresia că tineretul de astăzi este. Un tineret prieten educat în școala lui Roboam, socialismul, ateismul din școli îi duce pe tineri în zona irresponsabilității și a infatorii. Aceeași deviză de atunci este aceeași deviză de astăzi. Reiau versetele. Sfatul pe care tinerii, colegii de Facebook, l dat lui Roboam, aveau să-i distrugă împărăția. Împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduse răbătrânii și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor, tatăl meu va îngreuia jugul, iar eu vă voi face și mai greu, tatăl meu va bătu cu bice, iar eu vă voi bate cu scorpioane. Vedeți, observați, prieteni, ce înseamnă să fii tânăr, ce înseamnă să ai mușchi și să ai puțină pricepere. Aici este marea discrepanță a conducătorilor și a liderilor din Europa și din lume. Astăzi, uh, se produce shiftul sau schimbul de responsabilități. Uh, generațiile trecute de lideri politici care încă mai aveau puține temere de Dumnezeu sunt schimbați rapid de o nouă generație educată în școlile neomarxiste. Și de aceea, prieteni, vedeți și progresismul acesta care demoralizează societatea umană cu toate mișcările acestea care au tendința de a distruge rasa umană, de a distruge familia, de a distruge chintesența celulei societății care este familia mama, tata și copiii de ce? Pentru că ai tineri care sunt educați, dar n-au experiența vieții. Reverind în Europa noastră modernă și păgână care a secătuit sufletul omenesc și a jegmănit la drumul mare țările mai slabe din comunitatea europeană, cum ar fi și țara noastră, să rămânem în și același context, dacă vreți, și să descoperi cu uimire că țări ca Ungaria, Polonia, poate că și noi, și poate alte țări, doresc să iasă din comunitate. Marea Britanie a avut întotdeauna statutul privilegiat și a plecat din Europa mai devreme decât toți ceilalți. Acest amestec de fier și lut arată către zorile dezintegrării acestei, acestui continent sau acestei comunități europene. Se aude despre doamna Merkel că. Au părut niște alegații că ar fi primit stimulenți financiari de la domnii chinezi. Șefa Comisiei Europene surprinsă însemnarea unor contracte care nu pot fi făcute publică fără să fie redactate și astfel toate aceste elemente de corupție au devenit subiect de discuție la scară din ce în ce mai mare. Vedeți dumneavoastră, mi-aduc aminte de ce spunea... Uh, Marion uh, 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 Lapin uh, care spunea că Uniunea Europeană nu este Europa, este o ideologie fără patrie, fără popor, fără suflet și fără civilizație. Păi asta înseamnă fiară, să n-ai patrie, să n-ai popor, să n-ai suflet, să n-ai civilizație nu este altceva decât descrierea unei fiare care cară în cârca ei, în rog, citiți Apocalips, capitolul 17 din Scriptură, o femeie destrăbălată, o biserică, care face compromis și să culcă cu orice președinte de stat la colțul drumului. Prieteni, Uniunea Europeană este desfrânată, care a ajuns să călărească o pofiară fără patrie, fără popor, fără suflet și fără civilizație. Aceasta este Uniunea Europeană. Îi ucide încet națiunile milenare, spunea Marion Lapen, Făcând ca micul întreprinzător să fie înghițit de monopolul lăcomiei, vă duceți aminte, venei în România în concediu, mă adresez celor din diaspora care trăiți în alte țări cel europene și vă întoarceți să consumați toată munca de un an Într-o vară de calitate, sub umbra copacului unde dumneavoastră ați crescut, sub locul acela unei, a unei grădini care vă sugerau toate amintirile frumoase. Practic, cheltuiți tot ce aveți pentru trei săptămâni de fericire în țara pe care o iubiți și treceți cu o mașină, mai de Doamne ajută, pe lângă drum. Aiudul, mi-aduc aminte, mergeam în Ardeal și undeva pe partea dreaptă vedeai câte o bunicuță cu baticul, cu năframă, stând acolo, tremurând, cu câteva roșii, câteva buchete de flori, ba, puțin usturoi, câțiva castro, cartofei într-un ceaun. Totul era organic, biologic, fără contaminare. Europa, cu fier cu dinți de de oțel cu dinți de fier a călcat în picioare acești mici producători care făceau ziua mai frumoasă și mai plăcută tuturor celor care călătoreau în țară să fie înghiți de monopolul lăcomiei a marilor concerne conducătorii Europei se dovedesc la fel de inumani la fel de nesimțitori la durerea poporului, așa cum era și Ieroboab. Și asta în timp ce nu mai pot de durere pentru câinii vagabonzi din București. Uh, dragii mei prieteni, câtă mare este ipocrizia conducătorilor europeni care se desfată în imoralitate, în mizerie și în corupție. În timp ce calcă în picioare viața individului și a cetățeanului, pretind ca o milă de câinii vagabonzi din București și ne dau nouă românilor ce-au ceaușiști lecții de morală. Aceștia procedează, de fapt, ca și proboam, biciuind pe oameni uh, cu scorpioane. Pe de-o parte, dând drumul la virus, mai șmecher decât sistemul imunitar ca să invite pensionarii la o dignă, cu ghilimelele de rigoare. Pe de altă parte, ne amenință cu dublarea costului la curent și alimente... Uh, să pună poporul în imposibilitatea de plată și să fim declarați peste noapte sclavi. Prieteni, aceasta este trista realitate pe care noi o trăim ca indivizi astăzi. Suntem bătuți cu scorpioni de roboami moderni care se lăfăie în corupție și în scandaluri politice în timp ce nemții care odinioară ne țineau lecții de morală, de cinste, de onestitate și de simț civic sunt surprinși în mijlocul a tot felul de scandaluri de-abia ținute în frâu de presa la fel de coruptă ca și ei. Omul de rând privește mărmurit la scena Europei care se prăbușește. Parlamentul European, cei drept, ocupat, ocupat până peste cap cu certificatul verde, ar trebui să ia niște lecții de inteligență profetică. Oricât de ocupați ar fi ei, acești politicieni orbi ar fi spre binele lor să citească Daniel, capitolul 2. Europa unită și divizată, Europa cu două motoare, stat, state de fier și state de lut câtă realitate în această descriere? Haideți să dăm citire câtorva versete din Daniel 2 care practic reprezintă sau scoate în evidență uh, reflexia realității europene de astăzi. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut. Tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amesteca cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legător omenești de căsătorie. Dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu se va... Va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic prietenii mei scumpi. Domnul Iisus Hristos ne relata mult mai înainte că aceste state fragile, de lut din Europa, unite cu state de fier, cum ar fi Germania, Franța, Olanda și alte țări puternic. Marea Britanie a părăsit uh, scena politică a Euro Comunității Europene. Dar uh, Domnul ne spunea: zice, dacă vor rămâne uniți în Europa, vor rămâne doar prin legături de căsătorie. În timpul lui Hitler, se pare că mai toți conducătorii țărilor care au fost implicați în primul și al doilea război mondial erau veri primari. Toți doreau un singur lucru: să păstreze. Europa unită și să producă finalmente Marele Imperiu Soare, așa cum ar fi vrut Charlemagne să-l creeze. Știți, prieteni, Europa nu poate fi distrusă de nimeni, dar poate fi distrusă de ea însăși. Ratan Tata spunea, nimeni nu poate distruge fierul, dar propria rugină poate. Tot așa, nimeni nu poate distruge o persoană, dar propria manieră de gândire poate. Prieteni, Europa nu poate fi distrusă de nimeni, dar va fi distrusă de -i propria i corupție, de -i propria rugină. Toate planurile cabalei vor fi eliminate de revenirea Domnului Hristos. Minciuna încălzirii globale va dispare și realitățile veșnice vor fi prezentate ochiului uman într-un spectacol pe care omul nu l-a văzut niciodată. Minciuna continuă, prieteni. Uh, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un gând. În British Columbia, în Canada, în uh... Columbia Britanică, pe coasta de vest, în zona Vancouverului, un pacient a fost pentru prima oară în istoria științei diagnosticat cu ce credeți? Sindromul încălzirii globale. Măi să fie, fraților, a nebunit lumea. l-au declarat pe unul bun de sindromul încălzirii globale. Ce e aia? O, zice, mă doare capul, uh, uh, mă dor picioarele, uh, mi-e sete. Păi bea apă, mă, că ești deshidratat. E, doctorul, ca să fie așa mai cușic, așa, un doctor din ăsta bine plătit de uh, curentul uh, Green Pass, curentul celor care produc mișcarea aceasta de încălzire globală sau al Climate Change Agreement, uh, i-a spus, uite, tu suferi de sindromul încălzirii globale trăim în era minciunii prietenii. Scorpionii sunt în tabără și cine nu are semnul vânătoilor făcute de biciul scorpionilor lui Roboam nu este acceptat societate. Dar bătaia aceasta cu scorpionii va înceta și a acești conducători ai Europei vor vedea curând că vor fi uh, invitați la jalea desfrânatei din Apocalips, capitolul 17. Uh, Mă duc cu gândul la o declarație pe care Henry Kissinger, Ford, fostul secretar de stat al Statelor Unite, undeva în mai 31 în 2007, într-o conferință la Istanbul, în Turcia, făcea o declarație. Ceea ce noi numim teroriști în America sunt, de fapt, grupările de oameni care resping sistemul internațional. Deci, observați, prieteni, Henry Kissinger spun, spunea, ăia care resping sistemul global, sistemul internațional, ăștia trebuie bătuți cu scorpioni. Asta Asta este perspectiva. Uh, teroriștii, oamenii care se opun globalizării, oamenii care se opun recreierii statuii din Valea Dura, sistemului internațional. Merită bătuți cu scorpioni, merită distruși. Mă duc cu gândul la câteva declarații finale ale Domnului Iisus Hristos pe care, cu permisiunea noastră, le voi parafraza și le voi face o aplicație pentru vremurile prezente. Mântuitorul stând pe un deal, uitându-se la templu de la Ierusalim, spre apusul soarelui, făcea o declarație interesantă. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fii tăi? Cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Iată că vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până Veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cu permisiunea dumneavoastră aș dori să aplic textul ăsta pentru ce se întâmplă astăzi. O Europa, Europa, care omor pe proroci, și ucizi cu pietră pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut pe tine, Europa, să te strâng, să strâng fii tăi, cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată, Europa, că ți se lasă casa Romei, Vaticanul va fi pustiu. Dar vă spun că nu... Veți vedea până... Nu mă veți mai vedea până nu veți vedea. Veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Așa cum a dispărut Templul de Elorosalim, distrus de, germ de uh, armatele romane, tot așa și Vaticanul, citadela întregii Europe, va fi distrusă de proprii uh, slujitori ai acestei, aceste entități, prieteni, Domnul Hristos, la revenirea sa, va îmbrăca această cetate a Vaticanului în întuneric, iar oamenii vor blestema pe Dumnezeu și nu se vor pocăi. Când oamenii văd că nu își pot menține poziția cu ajutorul Scripturilor, mulți se hotără să susțină, să susțină cu orice risc punctul de vedere. Cu un spirit de răutate atacă motivele și caracterul a celor care apar apără un adevăr nepopular. Același procedeu a fost urmat în toate veacurile, prieteni. Ilie a fost declarat ca fiind cel care îl ne norocește pe Israel. Ieremia a fost cotit rădător. Pavel, un profanator al templului, din zilele acelea, și până astăzi, acei care au vrut să rămână credincioși adevărului au fost denunțați ca fiind răzvrătiți, eretici sau dezbinători. Mulțimile care sunt prea necredincioase pentru a primi cuvântul sigur al profeției vor primi cu o credulitate indiscutabilă o acuzație împotriva celor care îndrăznesc să mustre păcatele zilei. Acest spirit se va dezvolta din ce în ce mai mult. Iar Biblia învață lămurit că se apropie o vreme când legile statului vor fi atât de mult în conflict cu legea lui Dumnezeu încât oricine va voi să asculte de toate preceptele divine va trebui să facă față acuzațiilor și pedepsei uh, ca un rău făcător, prietenii. Tatăl meu va a bătut cu bice, iar eu vă voi bate cu scorpioni. Trăim prieteni în vremea lui Roboam. O vreme în care liderii și conducătorii acestei lumi, o generație de lideri noi care doresc să-și expandeze mușchii în fața lumii și doresc să impresioneze lumea cu autoritatea și puterea lor, arată deja biciul la vârful căruia sunt scorpionii. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, corect? Față în față cu Domnul Hristos. Ca și concluzie pozitivă, vreau să vă invit să trăim, să deschidem Luca, capitolul 1, moment în care Domnul Isus Hristos va sta față în față cu toți acești oameni, cu toți oamenii aceștia care conduc lumea astăzi. Și ce ni se spune în Luca capitolul 1? Câteva, trei versete de mare valoare. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele de domnie și a înălțat pe cei zmeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Prieteni, aceste declarații sunt de kilograme, declarații de o mare valoare. Cele trei versete biblice sunt uh, din introducerea capitolului uh, 1 al Evangheliei uh, sau evanghelistului. Luca, dar pe lângă elementele contextuale nașterii Domnului Isus Hristos, găsim prieteni că în declarațiile făcute de Mântuitorul se găsesc elemente istorice care dovedesc împlinirea profețiilor cu privire, cu privire la cine era Mesia și ce misiune avea el pe pământ. El a arătat putere cu uh, brațul lui totuși aceste versete sunt legate între ele și au o aplicație parțială pentru un moment urmând să se împlinească în întregime și cu toată puterea la a doua sa revenire, revenirea Domnului Isus Hristos. Dragii mei prieteni, Domnul Isus Hristos a arătat putere cu brațul său, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, a înălțat pe cei zmeriți pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Prieteni, acest verset se va împlini în mod literal. Aceste, acest triou de versete se, se vor împlini literal la revenirea Domnului Hristos. El arată putere cu brațul lui. Dragii mei, prieteni, câtă diferență! Mântuitorul ridică brațul pentru vindecare. Dar nu uitați că vine vremea când Domnul Hristos va ridica brațul său pentru a pedepsi și spulbera gândurile pe care cei mândri le vor avea în inima lor. Va răsturna pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și va înălța pe cei care astăzi sunt biciuiți cu scorpioni, va înălța pe cei smeriți. Pe cei flămânzi îi va sătura de bunătăți și pe cei bogați, bogații lumii, îi va scoate afară cu mâinile goale. Dacă este să uh, căutăm uh, mai adânc în tot conceptul acesta, Domnul Isus avea să deschidă uh, sulul celor șapte sigilii și să lase evenimentele scrise acolo să se depăneze. Uh, el a arătat putere cu brațul lui când a dat cele zece porunci, a arătat putere cu brațul lui când a deschis Marea Roșie, a arătat putere cu brațul lui când a tăiat mâinile și capul lui Dagon, a arătat când, uh, atunci când filistenii au luat chivotul și l-au dus în Templul lui Dagon, Domnul Hristos a arătat putere cu brațul lui când. Uh, L-a ucis pe Uza, care credea că trebuie să-l ajute pe Dumnezeu să stea în picioare. Când a făcut să cadă asupra zidurilor Ierihonului acea uh, puternică prezență a Domnului, uh, el a arătat putere cu brațul său. Când a scris pe zidurile uh, Babilonului Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, când a poruncit valurilor, liniștiți-vă, a arătat putere, cu brațul său, când l-a scos pe Petru din apă și a arătat puterea mântuirii. Domnul Hristos a arătat putere cu brațul său când a spus până aici și s-a oprit în genunchi la picioarele lui, recunoscându-i autoritatea. Vă aduceți aminte de 5.000 de indivizi care s-au oprit la picioarele Domnului Hristos și Domnul Hristos a spus până aici. El, Domnul Hristos, a arătat putere cu brațul său, sau autoritate, prieteni, și de a vindeca, și și de a stăvili, și de a opri puterea răului. Acum trecem la o altă dimensiune a expresiei, puterea vindecătoare. Așa cum spuneam, aceeași, aceeași mână care a oprit marea este aceeași mână care dovedește puterea gingașe a vindecării. Când s-a atins mâna Domnului Hristos de lepros, lepra a încetat să mai existe. Domnul Hristos a arătat putere cu brațul său când a deschis ochii orbului și a atins ochii lui Bartimeu când l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Și Domnul Hristos a spus, Doamne, să-mi capăt vederea. Domnul Hristos a arătat putere când a înviat pe fica lui Iair. A arătat putere cu brațul său când a zis, iertate-ți în păcatele. A arătat putere cu brațul său când a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Atunci când a întâlnit pe frustratul împărat nebucanețar, i-a dat un vis ca și spuber gândurile deșerte despre o împărăție în care el va fi mereu, mereu împărat. Atunci când în mod încăpățânat a încins cuptorul de foc de șapte ori mai tare, Domnul Hristos și-a arătat putere cu brațul său nimicind cei șapte soldați de la gura cuptorului. Atunci când a făcut să mănânce iarbă ca boul pe acest mare îngânfat nebucat de țară care a spus, Oare nu este acesta Babilonul pe care l-am construit cu puterea slavei mele? Domnul Iisus Hristos și-a arătat putere și l-a făcut să fie o fiară ca să înțeleagă că nu el este conducătorul. Atunci când a vorbit fariseilor și cărturarilor și le-a spus, O, farisei și cărturari fățarnici, a arătat putere cu brațul său. Le-a neutralizat planurile. Prieteni, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, a înălțat pe cei zmeriți, pe cei flămânzi i a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. Această parte a textului se va împlini într-un mod mult mai literar când se va întoarce Domnul nostru Isus Hristos pe norii cerului. Atunci polii de putere se vor schimba pentru veșnicie. Mi-a atras atenție la o declarație interesantă pe care a făcut-o domnul uh, pare mi se, Ciolacu, care venise la un uh, forum de negociere cu Partidul de Opoziție Liberal, sau nu știu cum se cheamă, și interesant este că, deși s-au certat uh, și au fost uh, ideologii de viață opuse și s-au anatemizat unii de alții, au ajuns să producă un compromis, o simbioză, Au ajuns să bea un pahar de ceai cald, uh, la un pahar de vorbă și s-au împăcat. Oameni care se dușmăneau, oameni care pretindeau până atunci că vor binele poporului. Și când a fost întrebat domnul acesta cum ați reușit să produceți această simbioză cu oameni care gândesc total diferit de dumneavoastră, e, păi am făcut-o. Uh, de dragul poporului, pentru binele poporului român. Păi stați puțin, dar până acum nu, nu tot binele poporului român l-ați avut? Nu, toată, nu tot binele poporului uh, l-ați avut? N Ați vrut altceva? Sau numai de acum începe intenția dumneavoastră bună de a se manifesta pentru binele poporului? Ceva nu funcționează aici, dragii mei prieteni. Finalmente sfârșitul contează. Domnul Iisus Hristos va veni curând. Și ne va duce într-un loc de liniște și de odihnă, într-un loc de bucurie, de pace, de împlinirea tuturor dorințelor noastre. Vreau să merg acasă, scumpii mei frați, iubiții mei prieteni, în această seară, Domnul Iisus Hristos vorbește sufletelor noastre și dorește din toată inima noastră să mergem mai departe, să înțelegem cuvântul și dragostea Lui, ca să ne putem așeza pe pieptul Său și să ne putem baza pe dragostea său sa. Vă mulțumesc, prieteni, pentru acest moment extraordinar de părtășie pe care l-am avut împreună cu dumneavoastră. Încredințați-vă în brațul puternic a lui Dumnezeu și a Domnului Hristos care a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Și nu numai, dar a și răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale, iar pe cei smeriți ia a săturat de bunătăți. Prieteni, acesta este Dumnezeul la care ne închinăm. Fie ca Tatăl cere să ne binecuvânteze în această seară cu bucuria prezenței sale. Amin. Să ne rugăm. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această explozie de bucurie pe care ne-ai împărtășit-o prin aceste trei versete biblice, detrimental răului și biciului roman sau biciului egiptean sau biciului babilonian, detrimental acestor condiții austere în care noi ca oameni ne târâm viața, totuși tu, Doamne, ne dai suficient har să mergem înainte. Îți mulțumim că ne iubești, te rugăm să ne binecuvântezi peste norul nopții, toți prietenii, frați, surori, tineri și bătrâni care s-au adunat în, în jurul lămpii cuvântului tău, iubite tată, vrem ca în această seară să ne bucurăm de părtășia pe care o avem împreună cu tine. Ne-am dorit din tot sufletul nostru ca să binecuvântezi pe cei descurajați, necăjiți, bolnavi, cei care trec prin situații teribile, care sunt aparent fără ieșire, tată. Tu ești vindecătorul, tu ești autorul învierii, tu ești cel care învii chiar și pe morți. Așa că oriunde ne-ai călăuzit tu, există speranță și există soluție. Ne încredințăm în această seară, în numele Domnului Hristos, pe brațul său puternic, care are soluție pentru fiecare rană, pentru fiecare boală, pentru fiecare necaz. Îți mulțumim, te iubim, în numele lui Isus. Amin.